Vă promit, în calitate de președinte Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, că în timpul cel mai apropiat voi face public raportul Kroll cu toate detaliile. Nu așa cum doresc ei să scoată numele celor care au furat. Va fi făcut public cu toate detaliile, așa cum a fost prezentat. Vă mulțumesc!